cu cât vremea e mai complicată, cu atât noi devenim mai neputincioși sau poate mai confuzi. Când vorbim de vreme complicată, este vorba de o vreme în care nu știi ce să faci, să zâmbești sau să plângi. Unii plâng, iar cei ce zâmbeau mai de mult, mi se pare mie că au început să nu mai zâmbească. Din cauza asta, în seara asta, am ales un subiect care ține de cum trebuie să arate un creștin, fața creștinului. Titlul este Creștine, schimbă-ți fața. Și am ales titlul acesta datorită faptului că undeva în Sfânta Scriptură, nu departe de noi, adică într-o întâmplare foarte știută de noi, apare această afirmație. A mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Despre cine e vorba? Ana. Da? Ana. Ana avea mari probleme în familie. Nu știu dacă ne putem imagina și dacă putem defini lucrul acesta, dar cert este că nu o zi, nu două, nu trei, trăia un fel de iad. Adică mereu înțepată, mereu cu probleme, mereu cu de toate. Și lucrul acesta a solicitat-o atât de mult, a complexat-o atât de mult, încât întâmplarea ne spune că nu mai vrea să mănânce. Și soțul se ducea la ea și spunea, te rog frumos, mănâncă, eu te apreciez foarte mult, ei însă nu-i trebuia nimic. Și anii au trecut. Vreau să vă întreb, dacă anii trec pe fondul de supărare și de nemulțumire, care este, așa, sporadic, în mod normal, dar dacă anii trec cu fondul acesta, ce se instalează? Mulțumesc, boala, un soi de depresie. Mă aștept la Ana să găsesc așa ceva. Cu toate astea, descoper un lucru, că ea reușește la un moment dat să ia toată problema ei pe care o avea și să o condenseze într-o rugăciune. Să o aducă înaintea lui Dumnezeu, să o pună înaintea lui Dumnezeu și să o lase acolo. Și după ce a pus-o înaintea lui Dumnezeu și a lăsat-o acolo, textul spune, s-a sculat, a mâncat și din momentul acela fața ei n-a mai fost aceeași. Cu alte cuvinte, cum era fața dinainte? Tristă. După momentul acesta, cum a fost fața ei? Altă față, altă persoană. Întrebarea mea este, când a fost Ana mai creștină? Când durerea ei se vedea pe față sau când fața ei lumina de pace și de liniște? Când a fost mai creștină? Vedeți, creștinul trebuie să treacă prin toate. Și prin tristețe și prin bucurie. Dar dacă ne vom referi nu la cine e mai creștin, cum am pus eu întrebarea, ci la cine poate să facă mai multă lucrare și mai mult bine în stânga și în dreapta, călcând pe urmele lui Hristos, atunci răspunsul e mult mai simplu, și anume, din momentul în care fața ei n-a mai fost aceeași, din momentul acela Ana a putut să lucreze pentru alții. Până atunci, n-a putut să lucreze pentru alții. Întrebarea este, da, pentru sine a putut lucra? În timp ce era tristă? Nu. Asta este una dintre problemele pe care trebuie să o înțelegem. Câtă vreme rămânem sub tristețe, câtă vreme rămânem sub probleme, sub îngrijorări, sub temeri, nu putem lucra nici pentru noi, nu putem lucra nici pentru alții. Creștini suntem? Este o luptă cu Dumnezeu, fără îndoială. Aduceți-vă aminte de textele acelea din Sfânta Scriptură care spun, Ioel, plângeți, bociți-vă, să iasă mirele din odaia lui, mireasa din odaia ei. Este un timp pentru
cercetare, este un timp pentru plâns, este un timp pentru pocăință. Dumnezeu a făcut timpul acesta fără îndoială. Spuneți-mi însă, după ce timpul acesta își are rostul lui, după aceea, ce urmează? Problema este când un creștin rămâne toată viața sub această teribilă idee că viața cu Iisus Hristos este o continuă durere, o continuă jelanie, o continuă înfrângere. Și este atât de mult cum prezentă în lumea creștină, încât oamenii din jur au început să spună ceea ce discutam și sabatul trecut, și anume creștinismul menține în sine un soi de frustrare. Și creștinii sunt frustrați. Sunt reprimați. Și atunci marea bătălie este pentru a înțelege puțin ce anume transmitem noi de jur împrejur lumii care ne înconjoară. Un alt pasaj biblic la care aș dori să cugetăm se găsește în Noul Testament, în Matei. Matei, capitolul 6. Versetul 16, mai departe. Când postiți? Spuneți-mi, de ce postește un om? Din ce cauză postește un om? O problemă deosebită. Cineva spunea ca să se apropie de Dumnezeu. A fost în intenția Domnului Iisus Hristos ca postul prin nemâncare și apă să caracterizeze viața creștină? Poftiți? La un moment dat, eu știu, cei din jurul Domnului Iisus Hristos i-au adus o problemă și au zis, auzi, ucenicii tăi nu postesc. Ucenicii lui Ioan, ăia erau credincioși. Ăia îi vedeam și noi că postesc des. Dar ucenicii tăi nu postesc. Din ce cauză nu postesc? Voi chiar nu credeți că postul e bun? Și Mântuitorul le dă un răspuns. Vi-l amintiți? Câtă vreme mirele e cu ei, n-au nevoie. Câtă vreme mirele e cu ei, ce trebuie să se întâmple? Trebuie să se bucure. Trebuie să fie viața frumoasă. Să fie într-o sărbătoare deosebită, pentru că au o ocazie extraordinară. E mirele cu ei. Va veni vremea, spune Domnul Iisus Hristos, când vor posti. Își are postul rostul lui. Sigur că da, Domnul Iisus Hristos spune, lasă că vor posti ei. Numai că fiecare lucru este la vremea lui. Există vreme pentru post, există vreme pentru bucurie. Dacă un om are doar și manifestă doar bucurie în viața lui și dacă nu există momente de cercetare profundă de sine, omul respectiv ar putea să alunece foarte ușor în superficialitate. Să nu-și dea seama cine este. Dar dacă omul respectiv, creștinul respectiv, stă numai într-o teribilă cercetare de sine, fiindu-i frică continuu de ceea ce se află în viața lui și așa mai departe, asta unde conduce? Despărțire de Dumnezeu, a zis? Mulțumesc! Vedeți, e o problemă. În momentul în care te afli mereu sub o luptă și nu mai ajungi să biruiești, transmiți mesaj celor din jur că tu ești mereu înfrânt și că aproape nu ești niciodată biruitor. Pentru că biruința se sărbătorește. Iar creștinul trebuie să-și sărbătorească victoriile sale cu Iisus Hristos sau în Iisus Hristos. Textul continuă mai departe.
Versetul 17, ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața. Cum e asta? Adică postez pe dinăuntru. Ce înseamnă postez pe dinăuntru? Am probleme pe dinăuntru, am o luptă cu Dumnezeu pe dinăuntru și pe din afară? Ce se vede pe din afară? Ungeți fața. Ce se vede pe din afară? Nu se vede tristețe. Dacă îți ungi fața. Capul, mulțumesc. Dacă îți ungi capul, da. Deci, dacă te aranjezi, dacă te pui la punct, vede cineva că ai vreo problemă în interior? Nu. Și textul spune mai departe, zice, să nu vadă nimeni ce ai tu în suflet, ci doar Dumnezeu. Cum e asta? De ce să nu vadă ceilalți? Unge-ți capul, spală-ți fața ca să te arăți că postești, nu oamenilor. De ce să nu vadă oamenii? Spuneți-mi de ce. De ce să nu vadă oamenii că tu postești? Că tu plângi? Că tu te lupți? De ce să nu vadă? Spuneam anterior. Dacă vă aduceți aminte, cu gândul acesta am început. Și e bine să înțelegem. Când suntem întristați, ajutăm pe cineva din jurul nostru? Nu. Dar pe noi? Nici pe noi. Și atunci? Întristarea despre care vorbim aici este o întristare care blochează. Deși cuvântul lui Dumnezeu vorbește și de o întristare după voia lui Dumnezeu. 2 Corinteni 7, 9 și 10. Întristare după voia lui Dumnezeu. Și acolo, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre o întristare care aduce mântuire și care aduce până la urmă biruință și prin biruință bucurie. Întristarea despre care vorbește aici Sfântul Apostol Pavel este sursa schimbării feței. Și a schimbat fața. Ana, că mă întorc din nou la ea. Ana, și-a schimbat fața când? Când? După ce Eli i-a spus, ești beată. Din ce cauză i-a spus, ești beată? Datorită durerii, datorită lacrimilor și datorită șoaptelor ei. Dar această întristare i-a dat putere Anei să nu mai fie aceeași. Această schimbare a fost puterea creștinismului, dragii mei. Vă aduceți aminte Ștefan? În sobor, în fața celorlalți, i s-a schimbat fața. Cei ce au privit la el au văzut că fața lui era ca fața unui înger. Vreau să vă întreb. E poveste? Sau e realitate? Că dacă e realitate, următoarea întrebare este, vrea Dumnezeu să se întâmple asta și cu mine? Vrea Dumnezeu ca pe chipul meu să se întipărească precum o mărturie, o realitate mai înaltă decât realitatea care o am eu? Se poate întâmpla ca Dumnezeu să nu vrea ca lumea să vadă fața unui om amărât și supus slăbiciunilor, ci să vadă fața unui înger? Ar vrea asta?
ce imagine ducem noi în lumea aceasta? Când mergem pe stradă, vă amintiți? Când mergeți într-un oraș, într-o țară străină, primul lucru pe care îl faceți atunci când coborâți din avion, când ieșiți din metrou, când priviți lumea, este să vedeți, sunt fericiți sau nu sunt fericiți? Sunt tensionați sau nu sunt tensionați? Când vă duceți în București, cum vedeți lumea? Când vă duceți în Los Angeles, cum vedeți lumea? Când stați aici, cum vedeți lumea? Când vă uitați în oglindă, ce vedeți în oglindă? Dumnezeu vorbește despre faptul că ar dori să ne schimbe fața. Fizionomia. Există anumite elemente comune legate de generații. Am rămas surprins cu ani de zile în urmă când am citit observația unui filozof care spunea că generația mea și generația de după mine au coborât sub linia disperării. Ce înseamnă asta? Că noi ducem pe fața noastră un anume semn. Al cui? Al disperării. Și semnul ăsta al disperării se vede datorită faptului că disperarea sau angoaza nu este o întâmplare de o zi, o luptă cu Dumnezeu de o noapte. Nu reprezintă problemele de un sezon, ci reprezintă o anumită stare de lucruri permanentă pe care o avem în interior și care se sapă în fizionomia noastră, datorită faptului că o ducem cu noi. Dacă ar trebui să numărăm puțin timpul în care zâmbim și timpul în care suntem serioși, definiția cuvântului serios este fără urmă de zâmbet. Da, nu știu de ce am definit noi treaba asta așa. Pentru că Domnul Iisus Hristos era omul care atrăgea copilașii la El. Se simțeau bine lângă El demonizați. N-ar mai fi plecat. Se simțeau în siguranță. Uitau de problemele lor. Uitau de dificultățile lor. Simțeau că în jurul Domnului Iisus Hristos este un cerc de siguranță și le era teamă să pășească în afara acelui cerc. Demonizatul acela pe care l-a vindecat Domnul Iisus Hristos n-a mai vrut să plece de acolo datorită faptului că îi era teamă că dacă pășește dincolo de cercul acela s-ar putea să nu mai zâmbească din nou. S-ar putea să fie atacat din nou. S-ar putea să-l ia în stăpânire din nou acele forțe de care aici, în cercul de influență al Domnului Iisus Hristos, scăpase. Stătea acolo, îmbrăcat, uitându-se la Iisus Hristos, biruitor și fericit pentru prima dată în viața Lui. Pentru prima dată în viața Lui. Înainte de a trece la câteva citate din Spiritul Profetic, aș vrea să pun înaintea dumneavoastră o altă problemă. Problema fericirii firii pământești. Spuneți-mi, vă rog, aș vrea să ținem în minte imaginea aceasta a demonizatului vindecat de la picioarele Domnului Iisus Hristos și apoi să ne întoarcem la noi, să facem comparația asta de fiecare dată. Mergem, ne întâlnim mai mulți prieteni între noi. Atmosfera e așa mai gri. Nimeni nu zâmbește, nimeni nu... Mă rog, mai vorbim de una, de alta, de problemele de la serviciu, că și de fiecare dată vorbim de problemele de la serviciu, nu de bucurile de la serviciu, probabil că sunt mai puține. Cum reușește cineva să schimbe în situația aceasta atmosfera? Spre
Spre exemplu, dumneavoastră care sunteți în cercul respectiv, vă hotărâți să schimbați atmosfera. Cum o schimbați? Ce faceți? Să-i scoateți pe oamenii din zona aia de gri. Poftim? N-am înțeles, dar mai aștept să mă... A, schimbăm subiectul discuției. Și cum îl schimbăm? Vreau să vă spun limpede că, din experiența mea, dacă ai acolo un om spiritual, spune un banc în momentul respectiv. Când vorbesc spiritual, vorbesc om de spirit în felul culturii în care trăim noi. Și așa, cu o glumă, se schimbă atmosfera. Se schimbă? Sigur. Lumea râde, se descresesc frunțile și toată lumea zice, îi bine. Vreau să vă întreb, v-ați gândit vreodată ce e o glumă? Definiția ei. Ce e o glumă? Minciună. S-ar putea să nu fie minciună întotdeauna. S-ar putea să faci o glumă pe seama altuia. Da? S-ar putea să creezi o situație, nu știu, care să trezească în tine râsul datorită întâmplării care ți se spune. Și așa mai departe. Să fie foarte limpede. Mulți spun despre Ellen White că a fost extrem de posacă. Scrierile amintesc despre momente în care se trecea un pârâu, cineva a căzut în apă, a fost voie bună și s-a râs copios datorită unei întâmplări de genul acesta. Nici o problemă. Dificultatea este însă că tipul ăsta de veselie durează puțin. Adică forța asta acestei bucurii nevinovate este extrem de scurtă. Puneți, vă rog, și comparați bucuria aceasta, râsul acesta, cu zâmbetul demonizatului care stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos, sorbindu-i cuvintele într-o atmosferă permanentă de siguranță, liniște și pace. În timp ce omenirea, societatea mea, încearcă să fie fericite, oamenii încearcă să fie fericiți datorită glumelor, datorită bancurilor, datorită ironiei, datorită bârfei, datorită, dacă vreți, intoxicației chimice, droguri și așa mai departe. Toată lumea vrea să facă ceva, să iasă din monotonie și reușesc în felul ăsta. Toate acestea lasă același gol în suflet. Iar omul nu poate să fie fericit în mod autentic. El doar fuge de sine însuși. Atât. Ce e gluma? Este un fel de fugă de mine însumi și transportarea mea într-o altă zonă în care s-ar putea să mă simt mai bine, dar rețineți, în care nu pot să stau prea mult. În zona respectivă stau 5 minute, 10 minute și apoi recad în situația mea din totdeauna. Din cauza asta, disperarea sau angoaza nu poate să... Este un cerc vicios din care nu putem să ieșim datorită faptului că mijloacele noastre sunt extrem de slabe. Și atunci va trebui să mă uit din nou la demonizatul acela care stă, zâmbește și care va fi un fericit până la capăt. Sau să mă întorc la Ana, a cărei față s-a schimbat pentru cât timp? Pentru cât timp? Pentru cât timp fața ei n-a mai fost aceeași?
Poftiți? S-a produs ceva în ea care a ținut o viață. Sau să mă gândesc la Neemia. În fața împăratului, zice el acolo în capitolul 2 cu 1, nu fusesem niciodată, dar niciodată, niciodată. Știi ce înseamnă odată? Nu fusesem niciodată, ce? Trist. Înaintea împăratului. Poate că fusese acasă. Poate că mijlocise pentru Ierusalimul care se afla ars și în dărâmături. Poate că se luptase cu Dumnezeu acasă, dar atunci când a ieșit din cămăruța lui, a ieșit, spuneți-mi cu ce față. Cu părul uns, cu fața spălată, față de înger. Haideți să înțelegem. Haideți să înțelegem că mesajul pe care noi îl ducem lumii nu este un mesaj de vorbe, este un mesaj de ființă umană. Ar trebui să fim mai veseli. Ar trebui să fim mai veseli. Atât de străină e veselia respectivă încât aproape că nu mai știm cum e. Unii o confundă cu veselia zgomotoasă, unii o confundă cu, eu știu, o mulțime de gesturi spunând că sunt, în felul ăsta se manifestă și așa mai departe. Nu voi defini acum această bucurie, dar există un text în Sfânta Scriptură care demonstrează că poți să fii vesel și tăcând. Spune că Domnul Iisus Hristos nu va mai putea în dragostea Lui pentru tine și spune acolo, va tăcea în dragostea Lui. Când inima ți-e plină, indiferent cum te manifesti dincolo, în afară, faptul că sari ca viței în grajdi, Sfânta Scriptură, sau că taci îngândurat pentru că nu e locul să sari, inima mărturisește despre bucurie. Și acum, fraților, după ce am trecut puțin prin zona aceasta, aș vrea să vă rog să treceți cu mine la un ospăț, un adevărat ospăț de literatură inspirată care ne vorbește despre ce înseamnă dorința lui Dumnezeu pentru noi. Și pentru că nu este timp, voi citi mai mult. Dar haideți să vedem primul slide. Da? Tristețea, teama, nemulțumirea, regretul, simțământul vinovăției, neîncrederea, toate acestea tind să epuizeze puterile vieții și să favorizeze decăderea și moartea. E simplu? Luați-le pe degete. Teama, tristețea, nemulțumirea, regretul, vinovăția, neîncrederea. Toate conduc la moarte. Curajul, în schimb, speranța, credința, simpatia, iubirea oferă sănătate și prelungesc viața. Vreau să vă întreb, ce alegeți? Să știți că noi alegem cum ne ducem viața. Noi alegem calitatea vieții noastre. Fără discuție putem să trăim 90 de ani. Problema nu este câți ani trăim, problema este ce calitate acestor ani putem avea. Și nu e vorba de psihologie, este vorba de ceea ce vrea Dumnezeu de la noi.
Nu doar interesul meu. Noi nu ne aflăm acum doar sub o posibilitate, eu știu, subiectivă. Dom'le, cum vrei. Nu. Dumnezeu spune, alege viața ca să trăiești. Și dacă Dumnezeu face asta, de ce n-ar trebui să le lăsăm pe toate, toate alea și să alegem speranța, curajul, credința, simpatia, iubirea? Vreți să vă imaginați că le-ați ales pe astea? Acum, în momentul ăsta, le-ați ales. Vreau să mă uit la fața dumneavoastră dacă se schimbă sau nu. Le-ați ales? Uitați-vă bine. Când le-ați ales, vi s-a schimbat fața. Se întâmplă lucrul acesta. Nu este un exercițiu lipsit de importanță. Noi nu alegem ceea ce Dumnezeu spune. Din cauza asta nu putem să fim o pildă pentru cei din jur. Pentru că cumva am înțeles ceva greșit. Următorul slide. Tristețea și teama nu numai că nu pot repara nici măcar un singur rău, dar pot produce mari daune. Știați lucrul ăsta, așa-i? E foarte simplu. Nimeni nu trebuie să ne spună. Treaba asta totuși l-am ales pentru ca să știți că scrie în Adventist Home. Cu alte cuvinte, nu e o chestie așa de cine vrea și cine poate. Este un sfat pe care Dumnezeu ni-l dă. Adică, oameni buni, dacă suntem triști și ne este teamă, nu rezolvăm nimic cu asta a doua. De ce avem impresia uneori că e bine să ne fie teamă, să fim triști? De ce avem impresia asta? Trăim într-o lume a suferinței. Dificultatea, necazul, întristarea ne așteaptă la fiecare pas. Dar prin anticiparea necazului, mulți oameni își fac povara vieții de două ori mai insuportabilă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îngăduie în viața mea încercări. Corect? Da? Pregătește și mijlocul de a ieși din ele. E adevărat? Dar cine le dublează? Cine le dublează? Și dacă le dublăm ca intensitate, cine mai pregătește calea să ieșim din astea duble? Că Dumnezeu a pregătit calea să ieșim din cele care nu sunt dublate, nu sunt augmentate, nu sunt mărite. În momentul în care noi le mărim, nu mai încap pe ușa pe care Dumnezeu a deschis-o pentru ca să ieșim din ele. Și ele devin zdrobitoare pentru noi. Și ispitele ne zdrobesc. Și biruința nu există. De ce? Pentru că sunt insuportabile. Cine le-a făcut insuportabile? Că Dumnezeu le-a făcut suportabile. Cine le-a făcut insuportabile? Noi. Din ce cauză? Am ales teama, suferința, vinovăția, toate astea. Prin urmare, se lasă copleșiți de descurajare și răspândesc o atmosferă apăsătoare asupra tuturor celor din jur. Viața devine o povară pentru ei. Mă doare dacă există situația asta și în viața creștinilor. Observați ideea cu care am început, transpare aici. Nu numai că întunericul și lipsa de lumină e în sufletul lor. Spune că ei o răspândesc. Răspândesc cu atmosfera apăsătoare asupra tuturor celor ce sunt aproape. La Domnul Iisus Hristos veneau oamenii să fie eliberați. Față de o asemenea personalitate, față de un asemenea creștin, când oamenii vin, ei devin plini de o povară sau de o atmosferă apăsătoare asupra lor. Și le povestim noi și, evident, facem raportul tuturor căderilor noastre și spunem, tu nu ești bun acolo, tu nu ești bun acolo, eu am căzut aici.
Lucruri care poate să fie adevărate. Dar când faci lucrul acesta, răspândești o atmosferă apăsătoare. Următorul slide spune, alege să fii fericit. Minte, caracter și personalitate, volumul 2. Zice, dar nu trebuie să se întâmple așa. Schimbarea modului lor de gândire necesită un efort hotărât al voinței. Voi reveni asupra acestui lucru imediat. Înainte de asta, însă, aș vrea să citesc ceva în legătură cu cei mai în vârstă. Pornind de la mine. Aceeași carte, Minte, Caracter, Personalitate, pagina 373, 749 în original. Mi-a fost arătat David, rugându-se Domnului să nu-l părăsească atunci când va ajunge bătrân. Vă amintiți? Precum și motivul care determina rugăciunea lui stăruitoare. Auziți, el a văzut că majoritatea bătrânilor din jurul lui sunt nefericiți și că trăsăturile lor de caracter nedorite se accentuează odată cu înaintarea în vârstă. Dacă fuseseră înclinați spre invidie și izolare, acei oameni ajungeau foarte dezagreabili la bătrânețe. Dacă au fost geloși, certăreți, nerăbdători, aceste trăsături deveneau foarte evidente la bătrânețe. Încă o dată, dar nu trebuie să se întâmple așa. Schimbarea modului de gândire necesită un efort la nivelul voinței. Cu alte cuvinte, vreau. Ce vrei, Valentine? Ce vrei? Simplu. Aș vrea să aleg curajul, speranța, credința, simpatia, iubirea. Nu ați dorit și dumneavoastră? Fericirea lor, atât pentru viața prezentă, cât și pentru cea viitoare, depinde de măsura în care își vor concentra gândurile asupra lucrurilor. Ce lucruri? Îmbucurătoare. Sau care aduc fericire. Astăzi, vineri, cât timp v-ați luat să cugetați asupra lucrurilor frumoase care să vă aducă fericire? Ziceți repede, în mintea dumneavoastră. Cât timp? Și dacă n-a existat nimic, cum mi se pare mie că se întâmplă de obicei vinerea când suntem foarte ocupați, zice acolo, fericirea lor pentru viața aceasta, dar și pentru viața viitoare. Nu vi se pare că sunt lucruri mici? Cu toate astea, fericirea viitoare se leagă de fericirea de aici. Ești nefericit aici? Nu știu cum o să fie dincolo. Acești oameni trebuie să-și abată privirea de la scena întunecată, care este rodul propriilor lor imagini. Sau, iertați-mă, este rodul propriei lor imaginații. Și să contemple binecuvântările pe care Dumnezeu le-a presărat pe cărarea lor și să privească dincolo de cele prezente spre cele nevăzute și veșnice. Deci de ce suntem noi tulburați, stresați și, eu știu, triști, plini de teamă, nemulțumire, regret? Din ce cauză? Că unii ar putea să zică așa, ei, așa sunt eu, ce mare lucru, ce e greșit în treaba asta? Spuneți-mi din ce cauză este și vom vedea de ce e greșit. Deci, din ce cauză? Ziceți? Nu privesc cele nevăzute și veșnice. Asta e tot. Ne blocăm, ne lovim de glia pământului acestuia și numai cu asta avem de a face. Și asta e o problemă. Pentru că Dumnezeu ne-a spus, împărăția cerurilor este aici. Iar dacă noi nu vedem împărăția cerurilor și nu o privim și nu o admirăm, se întâmplă ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos cu Nicodem. Nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Din ce cauză? Nu te-ai născut din nou.
Înseamnă că gândim firește, înseamnă că mergem în lumea aceasta firește. De asta am zis, alege să fii fericit. Este o problemă de voință. Vrei? Haide! Nu este înțelept să adunăm toate amintirile neplăcute ale trecutului. Dezamăgirile, nedreptățile pentru a discuta despre ele, a ne plânge de ele până când ajungem copleșiți de descurajare. Un suflet descurajat este plin de întunecime și alungă lumina lui Dumnezeu din propria sa inimă și răspândește umbre întunecoase asupra altora. Cum începe citatul? Nu este înțelept. Ai vrea să fii înțelept? Alege să fii fericit. Alege să fii înțelept. E o problemă de voință. Haide să ne rugăm pentru asta. Haide să ne rugăm. Ceva trebuie să se schimbe în oglindă. Dar nu machiajul și nu forțat. Nu zâmbetul acela de plastic cumpărat de la magazin. Ceva în interior. Și acum, dragii mei, cazuri dure. Soția ta a fost lovită de boală și de moarte. Vreau să te întreb. Dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, ai fi trist? E normal? Haideți să citim împreună. Durerea ta a fost la fel de intensă ca și celelalte necazuri pe care le-ai suferit. Tu ai strâns tristețea în suflet. Ai simțit plăcere să insiști gândindu-te la aceasta. Și ai îngăduit ca mintea să-ți fie absorbită în mod egoist de propria ta întristare până când, drept consecință, sănătatea ta a fost afectată. Să fim atenți. Uneori avem impresia că e normal. Dumnezeu privește lucrurile puțin altfel și Dumnezeu spune nu strânge tristețe în suflet, nu insista cu plăcere autoflagelându-te, chinuindu-te. Apoi a urmat decesul fiicei tale. S-a dus soția, apoi și fiica. E normal să fii trist? E normal să fii disperat? Cine n-ar fi disperat? Și totuși citesc. Ceea ce a însemnat într-adevăr o lovitură dureroasă, și paranteza am pus-o eu, este continuarea propoziției, dar și alții au trecut prin situații asemănătoare și chiar mai dureroase. Și dacă au trecut ce? Zic eu. Dar tu ai îngăduit ca acest necaz să te doboare aproape în totalitate. Păi, Doamne, nu te doboară. Și vă rog să observați aici. Tu ai îngăduit. Ai stăruit asupra lui, asupra acestui necaz. Ai vorbit despre el. Ți-ai împovorat sufletul suferind pentru o situație în care nu mai puteai face nimic. E foarte interesant treaba asta cu nu mai puteai face nimic. Uitați-vă ultima propoziție, zice, modul în care ai reacționat la toate aceste necazuri a fost un păcat. Cine ar fi putut spune lucrul ăsta? Dar, așa, pentru noi, David, m-a uluit omul ăsta. Îi se îmbolnăvește copilul. Plânge, se roagă, nu se întâmplă nimic, copilul moare. În ziua când moare, ce ai fi făcut tu? Aș fi declarat zile de bocet. De ce? Pe cum să nu plânge? Nu intru aici, nu mai este timp. Nu vreau să scormonez mai adânc, să vedem dacă nu cumva problemele noastre de jelanie la mormântare țin și de alte lucruri decât de ceea ce se întâmplă exact.
vorbind de mormântări, sunt din ce în ce mai, din ce în ce mai surprins de indiferența cu care noi trecem peste momentele acestea. Cu toate astea, când David zice acolo în Sfânta Scriptură și-a uns părul, și-a spălat fața și s-a dus la treabă în acea zi, a fost superficial? Când toată curtea a rămas uimită și l-a întrebat pe David, bine mă, omule, dar tu faci pe dos, chiar faci pe dos față de toți oamenii? Și răspunsul lui David arată că el înțelesese lucrurile exact în maniera asta de aici. Dacă pentru o situație în care nu mai poți face nimic și treci prin situația aceasta, ce faci? Cu situația față de care nu mai poți face nimic, ce faci cu ea? Ca și creștin. Poftiți? I-o dai lui Dumnezeu, care este singurul care mai poate. Și David spune, câtă vreme copilul trăia, m-am luptat cu Dumnezeu, am plâns, pentru că poate se mai putea face ceva, dar acum mai gata. De acum încolo Dumnezeu poartă de grijă. E uluitoare credința. E uluitoare cum răstoarnă tot raționamentul și tot felul nostru de a gândi. Un creștin, într-adevăr, se poartă în așa fel încât lumea nu-l poate înțelege. Voi știți că moartea este o putere căreia nimeni nu îi se poate opune, dar prin întristarea voastră zadarnică ați îngăduit ca viețile voastre să ajungă aproape lipsite de orice semnificație. Atât ai plâns, atât ai fost de descurajat încât aproape că nu ai mai simțit dorința să mai trăiești. Viața voastră este lipsită de orice semnificație. Am văzut că stăruind asupra descurajării v-ați lăsat în voia unor simțăminte intense până când exprimarea zgomotoasă a durerii voastre, jale, țipăte și așa mai departe, exprimare zgomotoasă a durerii i-a determinat pe îngeri, spuneți. De ce îngerii procedează așa? Păi ei nu simt și nu văd că doare, că aia e durere. De ce pleacă îngerii? Cerul mărturisește împotriva noastră și cerul spune asta nu-i durere. Dar ce-o fi, Doamne? Oare în timp ce vă exprimați simțămintele fără nicio stăpânire de sine, vă aminteați voi că aveți un tată în cer care și-a dat unicul fiu să moară pentru noi, astfel încât moartea să înceteze de a mai fi un somn veșnic? Vă aminteați voi că Domnul vieții și al slavei a pășit în mormânt și l-a luminat prin prezența ființei lui și că mormântul nu este negură, mormântul nu este întuneric, mormântul este lumină? Datorită faptului că Domnul Iisus Hristos a trecut pe acolo. Uitați-vă și la textele celelalte, însă credința este șansa noastră. Nu lăsa credința să ți se clatine. Lupta cea bună a credinței, nădăjduiește în viața cea veșnică, lupta va fi aspră. Dar luptă cu orice preț, deoarece în Hristos Iisus făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Mă leg de textul acela care în Daniel l-au rostit cei trei tineri care au spus: Împărate, Dumnezeul nostru poate să ne scoată din mâna ta. Punct. Rămân la prima parte. Dimineață vom studia partea a doua. Dar la prima parte. Poate să ne scoată. I-a scos? Da. I-a scos. Ce s-ar fi întâmplat dacă ei ar fi privit numai la cuptorul cu foc? Dacă s-ar fi gândit, aoleu, o să ne ardă, știți cum o să doară, știți cum o să... Unde au privit ei? Asta e toată treaba.
Aici, în asta constă diferența pe care o face credința. Credința nu te lasă să te uiți la jar. Credința te duce dincolo și spune, Dumnezeul meu mă așteaptă dincolo, asta e treaba lui. Eu, treaba mea este să fiu credincios. Sculptorul e treaba lui. Așează-ți mâna în mâina lui Hristos, chiar dacă sunt dificultăți de întâmpinat. Îngerii care excelează în putere vor conlucra cu poporul lui Dumnezeu. Privește spre Sion. Pornește pe drumul care duce spre Sfânta Cetate. Fiecare biruitor este așteptat acolo pentru a primi o coroană a slavei și o haină împletită în războaiele de țesut a cerului. Asta este imaginea pe care trebuie să o avem. În asta constă zâmbetul permanent al unui creștin datorită faptului că imaginea de acolo îi ține ochii răsplătiți cu lucruri mult mai frumoase ca aici. Chiar dacă Satana ți-ar întuneca drumul de la un capăt până la celălalt, chiar dacă ar încerca să ascundă dinaintea ochilor tăi scara tainică ce ornește pământul cu tronul lui Dumnezeu, pe care coboară și urcă îngerii care sunt duhuri slujitoare ale celor ce vor moșteni mântuirea, croiește-ți drumul spre cer pas cu pas și înaintează până la tronul celui infinit. Nu cu încrâncenare. Cu bucuria mântuirii. Frații mei, haideți să ne bucurăm mântuirea. Haideți să ne bucurăm mântuirea. Aceia care își încredințează viețile lui Dumnezeu pentru a fi călăuziți de El și pentru a-i sluji Lui, nu se vor afla niciodată în situații dificile pentru care Domnul să nu fi pregătit deja ajutorul. Când trecem prin încercări, unde trebuie privit? La Dumnezeu care a pregătit deja soluția. Uitați-vă după soluții, nu vă uitați după probleme. Oricare ar fi situația în care ne-am aflat, dacă suntem împlinători ai Cuvântului lui Dumnezeu, avem un îndrumător care ne călăuzește pașii. Oricare ar fi dificultățile, noi avem un sfătuitor. Oricare ar fi necazuri, pierderea, singurătatea pe care le-am îndurat, avem un prieten care simte împreună cu noi. Nimic mai puțin de atât. Și toate lucrurile astea vor conduce viața noastră și ființa noastră la o față de înger. Și ultimul slide și voi încheia. Marea problemă este următoarea. Doamne, dar de ce mi îngădui mie să trec prin atâtea probleme? Că e greu, Doamne. De ce? Uitați-vă ce frumos. Aceia care au trecut prin cele mai mari necazuri sunt adesea cei care oferă cea mai mare mângâiere altora. De ce te-a trecut Dumnezeu prin necazuri? Ca să poți să fii un mângâietor. De ce a trecut Domnul Iisus Hristos prin necazuri? Ca să fie un mare preot milos și demn de încredere, care să facă slujbă și să ne înțeleagă în slăbiciunile noastre. De aia ne-a trecut Dumnezeu și ne trece prin probleme, ca să putem înțelege, să ne putem ajuta, să ne putem sprijini. Asemenea, oamenii au fost sensibilizați prin suferințele lor. Când au fost asaltați de necazuri, ei nu și-au pierdut încrederea în Dumnezeu, ci s-au legat mai mult de iubirea sa ocrotitoare. Aceste persoane sunt niște mărturii vii ale purtării duioase de grijă a lui Dumnezeu, care face ca întunericul să strălucească asemenea luminii și ne încearcă pentru binele nostru. Domnul Hristos este lumina lumii. În El nu există întuneric. Ce prețioasă lumină să trăim în această lumină. Să spunem adio tristeții și resentimentelor. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă. Vreau să vă întreb și să închei. Vreți să alegem ultimul paragraf pentru noi? Auziți? Spunem adio tristeții și resentimentelor. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Amin. Tatăl nostru, aducem înaintea Ta
firea noastră temătoare, purtând vinovăție, fiind agitată de emoții și sentimente contradictorii, cum ar fi mânia, nemulțumirea și altele. Și în numele Domnului Iisus, stăm înaintea Ta să Te rugăm, Doamne, să ne naști din nou. Să facem lucrul acesta cu dorința și cu voința noastră, alegând în mod conștient bucuria Ta, fericirea Ta, mântuirea Ta. Vrem să ne punem, Doamne, la dispoziția Ta, pentru ca aici, în biserica aceasta, să aibă loc transformări pentru totdeauna. Ca Ana de altă dată, după rugăciuni fierbinți, Doamne, să se schimbe întreaga viață și fața noastră să nu mai fie aceeași, să nu mai poată purta sau să nu mai poarte urmele îngrijorării, a frustrărilor, a necazurilor, ci urma nădejdii, strălucirea speranței. Viziunea aceasta a împărăției Tale, a îngerilor, astfel încât până la urmă fața noastră să vorbească mai mult de cer decât de pe pământul acesta. Părinte, nu știu dacă am putut înțelege, dar Te rugăm frumos, dă-ne un duc de înțelepciune ca să putem pricepe toată dragostea Ta, ca să putem să fim fericiți prin Tine. Și fă lucrul acesta pentru această biserică și pentru biserica de pe tot pământul care Te așteaptă, pentru acea rămășiță care visează, se roagă și dorește, Doamne, să fie cu Tine în împărăția Ta. Amin.